Capitolul 16. Aluatul fariseilor. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: când se înserează, voi ziceți: are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți: astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin, credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți? Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus în ținutul Cezareii lui Filip. Iisus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. Iisus vestește patimile și moartea sa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva! Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa.